De la începutul anului și până acum, pensionarii prahoveni, dar și angajații, au solicitat 9800 de bilete de tratament, cele mai multe fiind pentru perioada de vară. Cele mai solicitate stațiuni la Casa Județeană de Pensii, Prahova, sunt cam fiecare an, Covazna, Vatradornei, Felix, Solănești, Mangalia, Saturn, Efurie. Toată lumea vrea la mare și sunt foarte puțini cei care înțeleg că biletele de tratament se acordă pentru afecțiuni. Noi nu suntem agenție de turism, să acordăm bilete de tratament unde vrea pensionarul să meargă neapărat. La Covazna, în stațiunea Covazna, stațiunea cea mai recomandată. Da, mai ales că eu am și un defect, n-am coarda vocală stângă. Eu operat plus... Inima dhe vrën 10 anë merë la ku vazna. Repartizarea biletelor de tratament balnear nu se mai face în funcție de ordinea depunerii cererilor, ci în baza unui punctaj calculat în funcție de cuantumul pensiei, categoria de pensie, frecvența cu care a mers la tratament balnear în ultimii doi ani, dar și gradul de handicap dacă are. Cei care nu s-au încadrat pentru stațiunile dorite pot fi repartizați la cerere pentru alte destinații. Mai există și ofertele agențiilor de turism care cuprind programe pentru seniori foarte avantajoase. Aceste programe sunt la prețuri foarte avantajoase, Se pleacă de undeva de un pachet de 10 nopți cazare de la uh, 1000 de lei pe, de persoană, 10 nopți cazare cu pensiune completă și cu tratament, pe sezonul de vârf la un hotel de 3 stele, de exemplu. Și în felul acesta turiștii care nu merg prin programele oferite de casele de pensii pot apela la agențiile de turism. Ne tratăm pentru anii noștri la bursă asta, e Doamna, dar v-ați permite altfel decât prin Casa de Pensii să mergeți, de exemplu, pe comp propriu sau la o agenție de. Pensii? Mai greu, mai greu, mai greu, mai greu. Dar se poate, se face, se găsesc soluții. Cam cu cât vă scoateți mai ieftin la Casa de Pensii. N-am făcut comparație da. că niciodată n-am mers decât prin Casa de Pensii. Biletul este pentru 16 zile cu tratament, cazare și masă în general la hoteluri de 2 și 3 stele.